Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la cea mai măreață carieră de pe acest internet mirobolant românesc. Cariera cu Miuha 960. Astăzi vom începe cu o mică mare simulare cu Pauli, o echipă decentă care se află pe locul 10, dacă nu mă înșel. Oricum, după cum știți, noi jucăm doar meciurile astea importante din top 5-6. Garner înscrie 2-2. Se putea să nu începem cu egal în simulare. Se putea. Există ceva mai clișeic în cariera asta? Nu există. Iată și cele mai scumpe transferuri, băieți, din perioada asta de iarnă. Griezmann la City pe 101 milioane, Langlet de la Barça la United și Jonathan Tah la Real Madrid de la Arsenal. Mamă, ce transferuri de top în această iarnă, bă. De obicei nu prea se întâmplă să vezi atât de multe transferuri scumpe. De obicei e vreunul de 100 de milioane, poate, după aia mai sunt câteva așa de 20-30 de milioane. Vine și primul meci pe care îl jucăm astăzi cu Augsburg de pe locul 6. Jucăm însă cu doi noi debutanți, dacă nu mă înșel, 2 sau 3, cred că 3 sunt. Că joacă și left back-ul. Miranda debutează, Todibo debutează, Gonzalez debutează și el. Asta e echipa cu care jucăm, Dragomir va juca cam, jucăm pe zăpadă la Miuhan aici. Bun, hai să luăm 3 puncte, zic. Încă un meci acasă pe care trebuie să-l câștigăm. În ultima vreme avem numai scoruri bune, cel puțin în campionat. Că în cupă ați văzut cu toți ce dracu s-a întâmplat, aia e. În mare parte însă urăsc să joc pe zăpadă și după cum știți, pe zăpadă scot numai rezultate proaste. Deci se poate să fie fail meciul ăsta cel puțin. Dragomir acolo la intercepție. Bine mă, tată. Din ce în ce mai bun defensiv Dragomir și joacă ca și cam în meciul ăsta. Vă dați seama, bă, ce bun e băiatul ăsta. Este mingea la Miranda. Iată-l pe Miranda luat de la Barcelona. Am luat o grămadă de jucători de la Barça, inclusiv pe Leo Messi. Liber de contract în sezonul viitor este acum Nakamura la minge. Frumos acolo pasa, însă foarte lentă. E corner, sper. Sper că nu l-a lovit pe japonez când a ieșit. E, așa, da, îmi place. Bate Smith rău către Dragomir cu capul. Sare Ulrichis pe sub minge, frumos, tare, n-am ce să zic, cu capul Dragomir prinde Gifford. Se duce Baku și du-te dracu să te duci tu. Ai, ce pas a dat. Nu, 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 vreți să pasați până în fața porții, bă? Ați auzit că vine Messi aici în Germania și vreți să ridicați nivelul de tiki-taka? Duceți-vă, bă, dracu, voi. Mai bine, zic, opa, Dragomir acolo. Ce dracu să devieze de lângă Nami la aia, mă. Ok, Gardner acolo pe recuperare. Bine, tată. Pasă bună. Și încă una, aia zic. Dragomir către Naka. Mura super crochetă. Ajunge mingea la cineva, vă rog. Bun. Ai, căcat. Am crezut că o să urce Gonzalez acolo. Ca lumea. Nu putem profita nici de greșel, bă. Oricum, schimbări, băieți, dezamăgit de Gonzalez în acest meci, sincer să fiu, o să intre Traore, Dragomir îl retragem și va intra locul lui Ulrichis, care la fel m-a dezamăgit și el în meciul ăsta, va intra Jonsson, regenul lui Zlatan Ibrahimović, fiul lui Zlatan. Se duce Nakamura, fiți atenți că este golul, simt golul aici. Traore, pasă bună acolo, du-te dracu, păcat că nu mai e Ulrichis însă în care, dar dacă era și o centrare bună. Ce se întâmplă cu Nakamura și Ulrichis în meciul ăsta? Niciunul n-a jucat bine deloc, absolut deloc. Jonathan Tah la Real Madrid, mare transfer, ce ne place nou. Ba, trece bine acolo, se duce Smith Rowe, ratează direct în portar, bravo. Ok, Todibo e acolo, stați liniștiți, Todibo este mai bravo jucătorii mei, bravo, Van den Berg și Gardner. Niște jucători senzaționali care merită tot respectul, ți-ai dracu să fiți de proști. Ori e din cauza zăpezii, e blestemul zăpezii. O bună pasă, Smith Rowe, pasă bună acolo, Jonsson cu șutul, gol, mă, bine. Cred că e primul lui gol, oare fiul lui Zlatan înscrie 72 minutul când în sfârșit dăm golul, bă. Smith Rowe acolo, a venit bine, a ajutat și intra unii în alții, a doi. Ok, hai că e bine, n-am ce să zic. Good game, ia uite, bă, ce frumos l-a lăsat pe ăla acolo în spate, a protejat frumos, a ajutat perfect din întoarcere, super jucător, bă. Fiul lui Zlatan renaște, ce atacant avem, nu mai trebuie atacanți, când ai Ulrichis și pe băiatul ăsta, fiul lui Zlatan. Din ADN-ul lui. Joacă mult prea bine, Dragomir. Hai, Dragomir. Este aici Gardner, bun. Bine frumos acolo cu Jonsson. Ia uite-l cum trece șutul acolo. Aproape să fie dublă pentru fiul lui Zlatan. Mai trebuie să rezistăm un minut jumate, băieți. Vă implor eu, rezistați, dracu. Nu. Todibo, ce meci a făcut Todibo. A păstrat apărarea intactă Todibo în meciul ăsta. Superb a fost. Și se termină partida, băieți. Câștigăm cu 1-0, chinuit ce-i drept, ăștia au avut o super, super apărare, mai puțin la gol. A fost singura greșeală acolo a fundașului și am reușit să înscriem până la urmă. Am avut însă ocazii. Smith Rowe, Emil Smith Rowe,
a dat pasa de gol către Jonsson, fiul lui Zlatan, chiar el. Da, Van de Berger arată mai mare decât Todibo, deși Todibo mi s-a părut cel mai bun în apărare. Smith, un jucător pe care nu cred că l-am arătat în episodul trecut, am uitat, l-am luat de la Academie. Este atacant și a făcut 60 overall și putem vedea ce overall are acum. A crescut și De Vries ăla, sau cum dracu se pronunță numele lui, olandezul ăla cu potențial peste 90. Hai să vedem însă Smith ăsta dacă are potențial sau nu. Oh, exciting prospect! Daniel Smith, ok! Avem încă un atacant interesant, 4 stele weak foot, 3 skill moves, e pe viteză, shooting-ul e cam slab, dar are physical și asta îmi place. Puternic și rapid, noul Emenike. A venit momentul să trimitem scouterul și în Germania. 3 luni în Germania, găsește ce dorești tu, scouter. Simulare cu Dresden, la ei acasă au câștigat 2 meciuri cu Nuremberg, ăștia au putut pe Nuremberg, bă, slabi oricum. Și batem cu 1-0 Smith Rowe încă o dată, până acum e mult episodul, a fost omul meciului atunci, ne duce victoria acum. Crește Dijkstra, portarul nostru olandez, n-are poziționare, dar are diving și reflexe destul de bune pentru overall-ul lui. Încă un meci cu echipă slabă, cu Bochum, hai să-i batem, băieți, să le dăm rușinea și să mai ne trecem încă 3 puncte. Normal că e 1-1. Jones, oh, s-a rupt Johnson, nu. Ah, băga mi-aș picioarele, bă băieți, bă, nu e bine. S-a rupt Johnson pentru cât timp însă? Asta e nasol când simulez. 3 luni Johnson va rata probabil tot sezonul, evident. Meciul cu numărul 2 pe care îl jucăm astăzi, cu ocupanta locului 4, bă, Union Berlin, echipă foarte bună care încă se luptă acolo la promovare, sau cel puțin la locul de baraj. Jucăm însă în deplasare, va fi meci greu ăsta, poate unul dintre cele mai grele meciuri. N-ați văzut echipa, am băgat pe Gertruida și nu mai știu cu cine joc, cu Dragomir și cu Traore mi se pare, am uitat. Să mă picioare, scuzați, am dat din greșeală, am crezut că e delay la butoane. Ai, ai. Au ei lovitura de start, mă, că-s la ea acasă și fac chef, mingea lor, fac ce vor, băieții. Cum dracu, opa, Traore acolo pe ei, i-a luat tare, dar e bine, băgăm spaimanii la ea acasă, îmi place. Vreau să mai joc și în deplasare, să umilesc și acolo echipele, chiar dacă mai devreme ne-a închinuit acasă. Dar de obicei jucă mai bine în deplasare, nu-i așa? O, acolo Garner, foarte bine. Pas acolo, vreau să fie, n-a fost să fie. Röden, Gogianu. Mamă, ce bomba, dracu, trimisă la acolo. O, du-te, bă, dracu, de aici, de turbat. Hai că ți arătăm și noi, că avem și noi. Nu, n-am greșit cu Van den Berg în halul ăsta. Apără mușat. Mă scoate din hazna aici. Hazna în care m-am băgat singur cu pasa aia de autist. Haide, că se duce bine, se duce bine, l-am văzut pe Dragomir, pe stângul! A fost adversarul, apare pe stângul. Bine, acolo Miranda, pe ei, bravo. Hai că Miranda n-a jucat rău în meciul ăsta, e bine. O, Smith Rowe, foarte bine acolo, bună pasă. Și acum este Traore, se duce Naka. Naka, mura, fugi Naka. Fugi că ai avut meci slab rău de tot mai devreme. Mamă, ce bine a pus-o la piciorul, era direct pe scăfârlia lui Uldrichis. Simțeam gol acolo. Poate însă Smith Rowe către Uldrichis. Nu putem înscrie. Nu, Alfonso, cum a trecut acolo? Prinde însă mușat. Au dat și, da, slab cu capul, la fel ca noi. Nu-i așa, Uldrichis? Marele nostru jucător, Uldrichis, ce ne place. Dragomir, ia uite-l cum pune pasa senzațională, du-te dracu. Bine acolo, Traore, centrează absolut ori. Mamă, ce s-a aruncat ca Zlatan Uldrichis. Momentan semeni cu Zlatan doar la înălțime, tinere Uldrichis. Mai de lucru, chiar dacă ai un sezon foarte bun până acum. Ești cam cel mai bun din acest sezon, tinere. Vin niște schimbări la pauză, băieți. Dragomir va trece aici ca și cam și intră Gonzalez. Todibo va intra și el în locul lui Van den Berg, cu care n-am jucat deloc bine astăzi. Mamă, prima dată când schimb un fundaș central, cred, când nu se accentează. Și Nakamura n-a jucat nici nimic, intră Rossi, care a făcut 72 overall și eu nu îl folosesc mai deloc. Haide, Smith Rowe, ce cauți pe partea asta, nu contează că e bine, trece fantastic Smith Rowe. Centrează acolo cu capul, Jonathan Gonzalez. N-a fost rău, dar nici bine. Not good, not terrible. Până la urmă mingea noastră e bine, Garner acolo. Bun, către Smith Rowe cu finesus. Scoate Ghichef Kivjitvic ăla. Ionică ăla din portă de lei. Hai cu capul. Fiți atenți ce gol va da Uldrichis cu capul. Scoate armă, tău, dragul de treabă. Bine teze a fost pe el acolo. Dragomir urcă Jonathan Gonzalez, foarte bine, se duce Smith Rowe, pasă-i bună, fugi, Smith, adune, victorie, da-mă, omul episodului, 3 victorii ne aduce astăzi, Smith Rowe, 3 atât de importante, Smith Rowe.
Gonzalez dă pasă de gol. E prima lui pasă de gol aici la echipa lui Jonathan Gonzalez. Super fază, a scăpat liber. Super atac aici. Iată, ce frumos. Ce frumos a dus Mitrău acolo. Șutul simplu cu stângul. 1-0. Final însă de meci, băieți. Se termină încă o partidă câștigată cu sudoarea frunții. Am reușit o victorie încă o dată. După ce am dominat meciul pe merit, am câștigat. Ceea ce e foarte bine, Emil Smith-Rowe, omul meciului, din nou. Am fost ales managerul lunii. Du-te, dracu, e bine, bă, suntem pe primul loc, managerul lunii. Trebuie să fim și managerul sezonului și s-a încheiat tot. Însă uite că Hamburgul rămâne la un punct în spatele nostru. Gamea și picioarele, se țin bine băieții și Nuremberg a câștigat meciul. Data viitoare avem din nou de simulat destul de mult. Nu știu exact ce o să jucăm pe aici, dar o să jucăm ceva. Aia e clar, iată ultimele două meciuri. Astea vor fi cele mai importante și vor decide dacă promovăm sau mai rămânem un an aici. Ceea ce n-ar fi deloc bine, dar o să promovăm, bă. Promit că o să promovăm sezonul ăsta. N-avem cum să mai pierdem, pentru că Messi nu vrea să joace în Liga 2. Smith Rowe, player of the month, senzațional, bă. Messi mai are un pic și vine. Mai sunt vreo două, maxim trei episoade din acest sezon și în sezonul viitor în Bundesliga, sper, Doamne ajută, să facem o mare performanță, să ajungem în Europa și să câștigăm Champions League. Ăla e obiectivul până la urmă. Ne auzim data viitoare. Ciao, les.